Meditații pentru părinți. Bun găsit la Meditații pentru părinți. Am invitat-o astăzi pe Lavinia Bucur, psihoterapeut, și vreau să o invit să vorbim despre meditație. Bun venit, Lavinia. Bine te-am găsit, Cristina. Despre meditație în general, o să spun că scopul ei este să ne ajute să ne centrăm și să ne eliberăm de gânduri, de emoții. În mod tipic, asta este beneficiul principal al meditației. De obicei, metodele clasice de meditație presupun statul singur și eliberarea diferitelor gânduri, un fel de neutralitate. Sună ca un exercițiu de curățare. Eu îți spun drept că de ceva vreme, adică de câțiva ani, am descoperit că nu mă mai descurc cu niciuna dintre celelalte lucruri minunate pe care eu le-am învățat pe propriul meu drum psihoterapeutic, și toate cărțile pe care le citeam, toate cursurile pe care le urmam, la un moment dat ajungeau în acest punct și spuneau: meditație. Bineînțeles că prima mea reacție a fost de respingere, pentru că ne este teamă să ne închidem în propriul nostru cap. Ai observat și tu asta? Da, am observat și eu lucrul acesta. Este destul de complicat și mai ales pentru noi occidentali să stăm singuri, să stăm tăcuți și să stăm singuri. E destul de dificil pentru mulți oameni. Eu am descoperit că această dificultate vine și pentru că am fost învățați că a sta singur cu tine e un fel de pedeapsă. Dacă ești la fel ca mine, dar eu din câte știu nu ești la fel ca mine din punctul ăsta de vedere. Dar mulți din generația mea am fost trimiși atunci când făceam vreo năzbâtie în camera noastră să stăm singuri, ca și cum ăsta ar fi fost un lucru rău. Și noi am târât cumva după noi faptul că a sta singur cu tine este ceva rău. Da, sunt de acord cu tine. Cred că vine și din dificultatea noastră de a sta singur, vine și din faptul că am fost educați în felul acesta și vine și din cultura noastră occidentală, pentru că suntem nevoiți să dezvoltăm niște abilități sociale, să interacționăm foarte mult cu ceilalți. În cultura orientală e orientată mult mai mult spre interiorizare și sensibilitate și pur și simplu așa sunt ei educați, așa sunt crescuți. Iar noi avem la dispoziție rugăciunea, care este tot un fel de meditație, doar că îi spunem altfel. Dar tot în interiorul nostru, unde ne punem în legătură cu inteligența superioară, cu Spiritul lui Dumnezeu. Rugăciunea cred că funcționează similar meditației, poate puțin diferit, că te folosești de niște cuvinte pe care le spui, te folosești de credință, astfel încât mintea ta devine complet focusată, complet concentrată pe ceva și inima ta tot la fel. Și astfel, cumva, focusul tău dispare de la gândurile și preocupările și problemele obișnuite. Așa te cureți. Eu așa cred că funcționează rugăciunea. Și pentru mine funcționează la fel. Știu că în perioada asta tu propui un fel special de meditație, dincolo de nevoia de meditație pe care eu am mărturisit, am învățat că o am și mă simt mult mai bine de când practic meditația. Tu propui un fel special de meditație și nu îți voi lua eu frișca de pe prăjitură, te voi lăsa să spui tu despre ce fel de meditație e vorba. Da, într-adevăr, acum eu am descoperit destul de recent o formă nouă de meditație care am simțit că mi se potrivește mai mult. Mie mi-era foarte greu să stau, să nu fac nimic, adică acum mi-e ușor să fac și asta, dar tipul ăsta de meditație este diferită. Și este vorba de meditația AUM. Meditația AUM se cheamă, dar AUM vine de la, e prescurtarea de la Awareness Understanding Meditation. Deci e vorba de conștientizare, înțelegere și meditație. Spre deosebire de metoda clasică de a medita, asta este o meditație dinamică. Te miști, spui lucruri, vorbești, scoți sunete,
Și este o meditație socială, deci interacționezi cu alți oameni. Îi folosești pe ceilalți ca pe oglindă pentru tine. Fiecare este într-un proces interior în acel timp în care faci meditația și în același timp sunt toți împreună. Este o meditație de grup și interacționezi ori cu mai multe persoane deodată, ori cu câte o persoană deodată. Desigur, există și varianta să nu interacționezi cu nimeni și să interacționezi cu un perete. Depinde ce proiectezi tu pe o persoană sau chiar și pe perete. Și depinde cât de liber ești în sinea ta și cât de multă nevoie ai de interacțiune. Poate pe unii ajută, poate pe alții nu-i ajută. Pe mine mă ajută și m-a ajutat să mă deblochez foarte mult în exprimarea emoțiilor. Are o etapă de exprimare, adică una din valențele este exprimarea emoțiilor blocate. Și o altă etapă este o etapă de centrare. Te reîntorci mereu la centrul tău. După ce te exprimi, te exteriorizezi, te consumi, te identifici cu emoția total, te liniștești apoi. Și îți dai seama pe parcurs, făcând acest proces, că tu ești în control, de fapt. Și că tu ai butonul, tu poți să apeși butonul. Acum sunt furios, acum mă exprim și acum mă opresc. Emoțiile nu mai sunt niște vânturi care vin din toate părțile și tu ești victima lor. Ești cel care le trăiește din propria lui alegere și le poți trăi atâta vreme cât simți nevoia să o faci, după care le oprești și alegi ceva care să te aducă mai aproape de centru. În legătură cu întoarcerea la centru, spune-ne de ce este atât de important să fim aproape de centru. Pentru că, vezi, sunt lucruri pe care le auzim în fiecare zi. Am învățat asta de la clienții mei. Noi suntem atât de obișnuite, noi terapeuții vreau să zic, cu anumite cuvinte, cu anumite expresii, încât nu ne mai dăm seama că au devenit automatisme pe care oamenii nu că nu le înțeleg pentru că nu-i ajută mintea, ci pentru că noi am ajuns să fim un pic cam criptici. Vorbim despre lucruri pe care noi le înțelegem, dar pe care am vrea să le oferim lor ca și daruri, nu? Da, așa este. Sunt multe cuvinte pe care le folosim noi ca terapeuți și devin pentru oamenii obișnuiți concepte mentale, da. Nu mai sunt concepte trăite și, într-adevăr, sunt de acord cu tine. Centrarea pentru mine, ce înseamnă, dacă este să o definesc, înseamnă să fii complet conștient de tine, să fii conștient de emoția pe care o ai, dar să nu te identifici cu ea în același timp și să fii liber față de, să ai cumva un grad de libertate față de propria emoție. Asta înseamnă că poți să n-o pui în act, că o înțelegi foarte bine, înțelegi de unde vine, îl înțelegi și pe celălalt care, să spunem, ți-a provocat o emoție sau situația, dar în același timp ai control asupra ei, poți să n-o pui în act, poți să fii iubitor față de propria ta emoție și asta înseamnă că ești mai mare decât ea, ești cumva... O conții și ești foarte liniștit în sinea ta. Oricât de... Adică, pe de o parte, poți să te simți furios. Și pe de altă parte, dacă ești centrat, poți să fii foarte liniștit în același timp. Și asta e un paradox, este ceva incredibil și nici nu prea îmi place să vorbesc despre asta. Îmi place ca oamenii chiar să experimenteze. Eu am auzit de atâtea ori și am auzit de atâtea ori ideea asta, dar până n-am trăit-o, n-a semnat la fel de mult. Așa este. Itzy, bitzy, FM. Am revenit la Meditații pentru Părinți cu psihoterapeutul Lavinia Bucur și vorbim despre meditație în general și în special despre meditația AUM. Și înainte de scurta noastră pauză, vorbeam despre centrare. Un profesor chinez cu care am făcut eu Qigong, Master Sung, cei care fac Qigong cu el sunt convinsă că știu despre ce vorbesc, spunea că avea de fapt două metafore pentru centrare. Spunea că atunci când ești centrat, ești în viața ta ca în mijlocul vârtejului. Totul se învârte, iar tu stai și privești și te simți în siguranță pentru că ești în siguranță. Ești într-un centru de observație și dincolo de faptul că poți să simți totul, poți să privești totul, să miroși totul, să guști totul. Ești cu adevărat mindful, adică prezent, total conștient.
Și o altă metaforă care mi-a plăcut foarte mult și tot lui o datorez, dacă ne imaginăm că viața noastră este ca o roată și noi suntem undeva pe o spiță. Cu cât suntem mai departe de centrul roții, cu atât în mișcarea roții suntem când sus, când jos, când sus, când jos. Și atunci noi avem senzația că viața dă cu noi de toți pereții. Dar cu cât suntem mai aproape de centrul roții, cu atât mișcarea va fi mai lină, chiar dacă nu vom avea fericirile la extraordinare pe care, fără să ne dăm seama, le căutăm, crezând că asta este bine, că asta este ce trebuie. Avem pe aceeași măsură niște scufundări în abisurile unei suferințe egale cu vârfurile, hai să spunem, bucuriei, că fericirea noi două știm și dragii noștri care ne ascultă știu și ei, e altceva. Cum îi antrenezi tu pe oamenii cu care lucrezi să se centreze în meditația om? Mulțumesc, foarte bună, foarte frumoase metaforele, mi-au plăcut foarte mult. În AUM, ce facem noi este să mergem să ne identificăm cu câte o polaritate. Ajungi și te identifici cu emoții opuse. Te identifici cu furie, te identifici cu bucurie, te identifici cu tristețe, te identifici cu nebunie, te identifici cu amuzament. Și în final te simți foarte centrat, pentru că acest drum de a merge de la o extremă la cealaltă, care pare o nebunie, pare o nebunie când ești acolo, să, cum adică, am fost trist acum 3 secunde și acum trebuie să fiu vesel? Cum vine asta? Nu pot să mă bucur. Trebuie să fiu trist acolo. Ne identificăm foarte mult în mod obișnuit cu emoția pe care o avem. Trăim ceva și zicem, eu sunt trist, adică eu sunt toată tristețea asta. Și nu mai avem libertate față de emoție, ne copleșește complet, ne acaparează complet. Și credem că suntem exact acea emoție. Și astfel, prin meditația asta, treci de la o polaritate la alta, este un joc, cam un joc, e o călătorie. Cu cât te lași mai mult să te duci într-o extremă și să te identifici și chiar să trăiești în acea extremă și apoi să te reîntorci mereu la a fi centrat, cu atât te simți mult eliberat la final. Deci este incredibil. La final am avut de fiecare dată niște stări extraordinare și eu sunt foarte sceptică și nu cred lucrurile până nu le experimentez pe pielea mea și chiar am simțit extrem de multă centrare și liniște la final. Și pare foarte stabilă, foarte durabilă. Și chiar înțelegi lucruri și despre tine, înțelegi lucruri și despre ceilalți. Nu e vorba că după ce faci această meditație AUM, te duci acasă și le reproșezi familiei, reproșezi că ți-a făcut și ce ți-a așa. Nu, pur și simplu îi înțelegi și pe ei. Te înțelegi pe tine foarte mult, îți conții emoția foarte bine. Într-adevăr, ai ajuns să ai relații mult mai autentice cu ceilalți și să știi cum să ai un raport mai bun cu ei. Și înțelegi că toată lumea e în același proces de ne identificăm și ne simțim că ne dăm cu capul de pereți când suntem pe marginea roții. Ce mi-a plăcut mie foarte mult la această formă de meditație este, dincolo de faptul că e ceva ce se face împreună, pentru că eu am observat din experiența proprie că, deși e minunat atunci când eu fac asta singură în camera mea, e extraordinar când avem grupuri de meditație și când, deși fiecare este în propriul lui cap și în propriul lui suflet și în propriul lui corp, atunci când suntem împreună, beneficiem toți de energia tuturor celorlalți. Însă această formă de meditație pe care o propui și pe care o conduci tu este ceva ce se poate face împreună cu copiii și este ceva de care copiii beneficiază extraordinar de mult. Dincolo de ocazia de a face ceva împreună cu copiii noștri, ceva de care să ne bucurăm în egală măsură și noi și ei și cuplul nostru parental, părinte-copil împreună, este ceva din care beneficiază extraordinar de mult copilul. Cum lucrezi cu copiii? Într-adevăr, așa este, se pot face grupuri de copii, adică lucrează efectiv copiii, și grupuri de părinți-copii. Adică, dar aici mai degrabă, părerea mea este că e mai degrabă recomandat pentru a tineri la pubertate și părinți. Adică o vârstă de 12 ani să lucreze direct cu părinții, pentru că ei sunt un pic mai conștienți.
Și pentru că ies lucruri pe care ei sunt mai pregătiți să le vadă. Da, exact, exact. Și când lucrez cu copii mici, se poate lucra cu copii foarte mici. Nu știu, cred că de la 3 ani, 4 ani se poate lucra cu ei. Se lucrează tot la fel, pe eliberare emoțională, pe identificare cu diferite emoții, dar ca să te înțelegi cu ei și ca să îi ajut să intre în acest proces, folosești personificare, folosești foarte mult metafora unor animale. Și pentru ei e foarte distractiv și foarte plăcut. Pentru ei e ca un joc, cumva, dar în același timp se liniștesc foarte mult. Și consumă, nu știu, agresivitatea, frustrarea, lucrurile pe care poate părinții le consideră negative sau o problemă pentru ei. Le consumă acolo și se liniștesc foarte mult. Și e ca un joc, așa, e foarte distractiv pentru ei. Am făcut și asta, am experimentat noi în training, am făcut și ca niște copii. Eu am văzut că atunci când am făcut eu ceva foarte asemănător cu meditația pe care o propui tu și care este meditația dinamică Osho, erau foarte multe opreliști în calea expresiei mele de sine. Nu puteam să-mi dau voie, eram atât de blocată și de în controlul fals al exprimării, nu a ceea ce simțeam cu adevărat, ci a ceea ce exprimam. Și ăsta era un mod în care eu, practic, exersam de o viață întreagă să mint la exterior în legătură cu ceea ce simt la interior. Da, așa este. E un check-up foarte bun când ești pus să te exprimi, pentru că, în primul rând, prima etapă, sunt mai multe niveluri ale meditației astea. Pe măsură ce o faci mai mult, descoperi lucruri mult mai adânci din tine și o faci mult mai în profunzime. La început de tot, ți se pare foarte greu să te identifici cu emoția. Păi da, dar eu nu simt acum lucrul ăsta. Nu pot să exprim. Am fost atât de mult oprit în copilărie să exprim emoția asta. Tot felul de blocaje la început. Și asta vin în special pentru că suntem foarte atașați de emoții. Tocmai nu putem să le exprimăm pentru că noi credem că e foarte real și foarte plin de conținut și de substanță ceea ce trăim în general. Și suntem foarte atașați și tocmai de asta nu poți să te exprimi cu libertate în momentul ăla și să-ți dai seama, băi, sunt în control. Pot să exprim eu pur și simplu o energie, o stare pe care pot să o am oricând, care este în mine și pot să o declanșez oricând. Pot să o opresc oricând. E doar o energie, ca și digestia. Pentru mine, procesul emoțional este aproape ca digestia. Atât doar de natural. Digere altceva. Doar că digere altceva, exact. Dar e atât de natural și atât de... Și noi suntem așa străini de noi, ca și cum, vai, emoția asta, ce este lucrul ăsta? Vai, ce importantă este, ce puternică este, ce mă copleșește. Nu facem același lucru când mâncăm. Da. Îmi place foarte tare că această formă de meditație este o formă pentru care nu este nevoie de cine știe ce pregătire spirituală, intelectuală. Este pur și simplu ceva pentru care suntem deja pregătiți chiar acum, în clipa în care vorbim. Da, așa este. Este foarte naturală și umană și nu trebuie niciun pic de pregătire, pur și simplu deschidere emoțională și deschiderea să faci ceva bun pentru tine, să faci să-ți fie bine și să te eliberezi din cercul ăsta, din pendulul ăsta emoțional, mergi la extreme. Toată lumea cu care vorbesc în ultima vreme îmi spune că se confruntă cu pendulul emoțional. Am o stare extrem de bună, după aia am o stare extrem de proastă, nu mai știu ce să fac. Unii apelează la psihiatru, iau medicație. Se duc foarte repede la asemenea soluții. Când totul poate să fie făcut mult mai natural și mai simplu și să nu ne înstrăinăm atât de mult de noi încât să apelăm la lucruri exterioare, la medicație, la... Înțelegi ce spun? Da, și sunt convinsă că și dragii noștri care ne-au urmărit înțeleg foarte bine. Răspunsul la întrebări este în interiorul nostru, dar de multe ori noi suntem învățați să-l căutăm în afară. Este suficient să închidem ochii. Sigur că e bine să facem asta nu când suntem la volan sau când conducem mașinării grele. Când suntem în siguranță, când ne simțim în siguranță, să închidem ochii și să ne cufundăm în interiorul nostru și să lăsăm să iasă tot ceea ce e de foarte multă vreme blocat, zăgăzuit acolo. Îți mulțumesc, Lavinia, pentru ce ai adus astăzi aici. Mulțumesc și eu, Cristina.
și dragilor noștri care ne-au însoțit în meditația pentru părinți de astăzi. Sunt Cristina Trepcea, pe curând! Ai ascultat Meditații pentru părinți!